Astăzi, primul care va reuși să frâneze cel mai rapid pe această rampă cu gheață, care are și spike-uri, adică o să avem și roțile sparte, va câștiga cerbul de aur, pandalie. Bă, este cerbul de aur adevărat, de două carate. De fapt, nu, are doar o singură carată. Vino cu asta, îți dau carata, bam, ți-am dat carata și fiecare like în plus egal, o carată în plus la cerbul de aur. Și o rândă o vom face cu mașini random și o rândă o vom face cu mașini care, pe care, de fapt, le găsim în oraș la coordonate random. I-am dat, da, asta nu e o mașină, dar asta este o mașină, pandaine. O remorcă, ce să vezi. Bă, da, cred că eu o să pun frână mai bine cu asta mea. Așa că, cred că mă voi duce tare, pandaine. Pandaine, dacă ești pregătit, eu mă duc tare și trebuie... Bă. Bun, deci fii atent, dacă atingi peretele din față de acolo cu frâna, deci tu în momentul în care iei spike-urile, trebuie să pui frână. Mamă! Mamă! Bun. Nu, dacă atingi peretele e minus 1. Băi, m-am oprit aici aproape de 7, dar ca idee o să pun mașina aici ca să vedem exact unde s-a oprit și e rândul tău, pandaline, să te văd. Asta înseamnă minus 7 puncte, da? Bă, nu! Nu, înseamnă că vii. Înseamnă că vii tare să te văd cum îți spargi roțile. Să cam ducea mea. Mamă, să cam ducea. Frână, frână! Mamă! Ating ăla lejer! Mamă! Nu cred! Bă, da, dar totuși e 1 la 0, gen 1-0 scorul. Bă, da, îmi place ce se întâmplă, te-ai dus cam rachetă, pandaline. Dar, în momentul ăsta, trebuie să ne teleportăm undeva. Și de data asta aleg eu unde ne teleportăm. Și o să ne teleportăm fix în locul ăsta. Uite aici, pandaline. Și din momentul ăsta, vino încoace. Vino încoace. Cum nu poți? Nu mă lasă, adică? Coștinii. Băi! Pandaline, fii atent, din momentul ăsta avem amândoi câte o mașină exact la fel și ai la dispoziție 60 de secunde, adică un minut, să găsești o mașină care ai tu impresia că frânează bine, mă. 3, 2, 1 se pune și... I-am dat. Nu, mașina pe care o avem nu se pune. Dar de ce? O mașină care frânează bine. Doar mașini, atenție să nu bă, te aud. Da, mașini fără motocicletă. Bine, dacă vrei motocicletă, poți să-ți iei. Adică nu e interzis. Da, fără biciclete. Asta e ideea. Bă, nu. Deci poți să iei o mașină care... Știi tu că nu face pană. Bă, au trecut. Bă, nu pot să cred că fuge de mine. Bă! Nu găsi să scoaciu. Mamă, frate, deci am găsit o mașină care și mașina fuge de mine. Dacă nu reușești să găsești o mașină, să iei ceva, e efectiv cea mai apropiată mașină de tine. Deci cea mai apropiată mașină pe care o ai. Bă, dar mașina asta fuge de mine, bă. Ok, o să încerc din nou să o fur. Sper să reușesc. Bă, mai avem 15 secunde. Bă, te anunț că eu am luat mașina și cred că frânează. Cred că frânează. Deci gata, au prins timpul? Da. Bun, hai să ne vedem acolo, să vedem ce am prins, frate. Pandaline, vezi ce mașină am? Dar ia du-te tu primul, mă, că vreau să te văd cu junghiul tău. Băi, eu am mers pe strategia că mi-au mașină rablă, sincer. Păi, bă, tu ții ce vrei, mi-am luat o mașină care cred că frânează bine. Asta e scopul, să frânezi cât mai bine. Păi da, asta prinde viteză puțină, de aia zic. Păi da, da, și frâna asta nebună. Aha. Și frâna asta până la 8. Ce zi? Până la 9 aproape. Nu pot să cred. Bă, deci tu ai fost aproape de fiecare dată. Deci două runde ai avut. Hai, și ai fost chiar de fiecare dată aproape să te lovești. Bă, dați like că vreau să câștig cerbul ăla de aur neapărat, bă. Bă, m-am dus. Bă, pentru prima oară când avem un premiu adevărat. M-am dus. Bă, chiar da, bă, este cerbul adevărat de aur. Mamă, pandaline. Fii atent că mă duc tare. Mă duc frână. Mamă, n-am zis ce se întâmplă dacă ne lovim de mărginile alea. Am zis doar în cazul în care cădem de pe hartă, ne-am dus de tot. Da, acum va trebui să repet, dar trebuie să-mi și repar mașina. Ok, pandaine, sunt gata să repet și am plecat. Nu mai stau la zi. Uite, bă, s-a urcat, mamă, vezi că mă ajuți. Chiar mă ajuți, cred. Hai că serios, da. Serios să zic că mă ajuți. Te ajut să pierzi, haide, da. Haide mă. Controlează și tu mașina, mamă, zic și eu. Bine. Bă, a dispărut, dar e clar a mea mai în spate. Da, e clar mai în spate. Un pic mai în față, bă, așa? E clar, da. Aproape de noua ta, practic a atins un pic nouăle. Deci, da, e ce trebuie. Și fii atent, știi cum o să facem de acum? O să ne uităm la număr. Deci dacă practic tu ai atins 9 cu puțin, cu o bucățică din mașină, dacă ești pe 9, ai 9. Dar dacă ești aici un pic în spate la 9, ai 8. Ai înțeles? Ca să fie clar, să fie totul cum trebuie, să nu mai avem probleme dacă dispar mașinile, da? Da, mă? Nu. Cum nu, mă? Bă, asta se face că nu înțelege. Știi ceva, mă? Dacă nu ești de acord cu regulile, este 2 la 0. Uite, m-a scris el scorul, mă, nu pot să cred, ține scorul. Și hai să te văd cu mașina random, mă, ia. Bam! Te-am distrus. Bă, dar dacă... Bă, n-ai voie bă, așa, nu, bă, cum n-am voie dacă asta mi-a dat? Uite asta. Bă,
Bă, sincer, șata e ce trebuie. Bă, eu pot să plec, frate, sincer, în momentul ăsta. Faci pană cumva? Și am plecat, normal că fac pană. Bă, de fapt, nu știu dacă face asta pană. Păi nu face pană dacă n-ai făcut schema. Bă, am făcut schema, stai niște că eu nu plecam fără schema. A, bă, de obicei cam pleci fără. Ia, fii atent. Mamă! Cade. Mamă, ce frână! Bă, făcut pană. Deci sunt la 2, da? A făcut pană, are pană. Da. Deci are pană clar, se vede clar că are pană. Deci eu sunt la 2, da? Să te văd pe tine, mă. Mamă, deci asta nu, deci n-are cum. Păi deci mașina lui, deci mașina lui, vedeți spike-urile aici, da? Să nu ziceți că nu există. Deci mașina lui e pilaf. Deci e pilaful, e pilaful cu cartofi prăjiți, mă. Mamă, minus 1. Nu pot să cred așa ceva. Bă, dar asta... Bă, deci cele mai rele mașini efectiv le-ai avut. Deci da, cele mai rele mașini din lume. Bă, de data asta tu trebuie să alegi coordonatele random, așa că te aștept. Pantaline este 3-0 și când ești gata, eu nu-s gata. Ești gata? 3, 2, 1 și... Ce? Gata, frate, am plecat. Bă, nu știu ce să zic. Aparent mașinile rable nu-s bune din ce am văzut. Bă, nu prea... Nu mă buși, că n-avem voie cu de-astea. Te rog eu frumos. Mă rogi? Păi da, mă, acum suntem în căutare, nu în bușeală. Adică aha, nu trebuie să ne bușim unul pe altul, nu trebuie să ne băgăm bețe în roate. Mă, de chiar, ce, mă? Chiar ne băgăm bețe în roate, gen. Bă, eu sunt cam nebun, dacă nu găsești mașină ghinion, ai pierdut, gen. Da? Hai că da, îți scoia pe cea mai aproape. Bă, da, adevărat așa asta. Au teleport, puclose vehicle. Bă, da, da, o să fie ăsta. Bine, dai delete și da. Da, o să fie ce trebuie. Bă, eu o să încerc o schemă aici. Sper să-mi și reușească schema mea. Mamă, deci cu asta, deci cu mașina asta n-am cum să dau greș niciodată. Dacă o să și pot să o iau în 10 secunde, e perfect. Noi, mamă, și mai e una mișto în spate. Mamă, nu știu ce să fac, bă. Nu, o iau pe asta că nu mai am timp să nu trișez, deci gata, stop. Deci 59 de secunde, să fie clar, eram în mașină. Ești acolo, mă? Bă, acum vin, că era aproape aici, am ajuns. Bă, da, chiar văd. Chiar văd ăsta, uite, le văd platforma. Păi haide, hai să te văd, frate. A, pe eu nici n-am văzut ce mașină. Dar nici nu trebuie să vezi, mă, lasă, că o să vezi când mă spawnez. Ia. Va avea la fel câinele. Bă, nu, am una și mai bună. Părerea mea. Bă, dar prea prin viteză toate, bine, mă. Bine, mamă, dar te-ai dus. Ok, nu, hai că a fost ok 5, asta. 5, da? Deci ești la 5. Ca idee, s-a văzut clar că i s-au spart roțile, adică să nu existe discuții. Da, chiar bă, tu vezi ce mașină am eu, da? I-am dat. O să o vezi când vin. A, aproximativ la fel, dar ta e mai grea. A mea mai bună. Nu. A mea frânează mai bine. Nu. Ba da, fii atent. Ești gata? Fii atent. Ziceai că nu există pick-up-uri cu 20. Bă, asta n-a făcut pană. Bă, trișat. Mă jur că n-a făcut pană asta. O trișat. Ok, să mai facem o dată. Punem iar spike-urile. Hai, mă, să vedem dacă face pană asta. Bă, a făcut pe față. A făcut pe față. Da, cam bă, dar ea face pană, deci e posibil. O să o repar și o să vin cu viteză, să vedem. Ia vezi, mă, momentul neadevărat al adevărului, Pandaline. Mă duc tare. Bă, în momentul de față e în mâinile mele, dați multe like-uri că pot să iau cerbul ăla de aur. Bă, a făcut pană. Bine, în forță. Mamă. Ai dos. Mamă. Da, am avut cerbul de aur în mâini, mă, de aia. De aia n-am pus frână ca lumea, că... Am pus frână cu mâinile, 3-1, dar nu-i chiar atât de rău. Hai să te văd cu mașina random, mă. Ia, ce-ți dă? Ia. Asta. Mamă. Mamă, aia are frâne bune. Chiar e ce trebuie. Mamă, nu pot să cred că... Bă, și asta. Și asta pare să fie ce trebuie. Bă, dacă ești pregătit, 100%, poți să te duci. Între timp îmi scot și eu setările alea nebune. Ideea e că noi de fiecare dată când spawnăm mașini, ne dăm mașinile cu bulletproof tires, gen... Complu de zăpadă. Bă, sincer, te cam dus cinci până la cap. Perfect. Mă așteptam să fie mai puțin. Sincer și eu. Da, asta a mea e ca lumea. Da, ideea e că de fiecare dată când spawnăm mașină trebuie să-i scoatem setarea aia cu roțile care nu se sparg. Pentru că așa sunt setările la jocul ăsta, n-avem ce să facem, nu putem să le scoatem automat. Și eu mă duc tare acum și fii atent ce frână nebună pun. E prea lent, tata. Mamă! În perete mă opresc! Nu cred! Nu! L-am lovit, mă.
Am lovit okay, peretele, deci, mă. Mi se părea, Doamne, ferește, mă, cum am, ai reușit numai tu, știi? Am lovit peretele. Deci 2 la 2 scorul, practic. Da, pentru că am minus 1. Da, era 3-1 și acum e 2 la 2. Ce îmi place să mă joc GTA cu mașini random. Pandaline, star cronometru. Du-te la căutare, frate. Bă, tu vezi că mai avem un coleg aici cu un nether de la. Da, mă, era cineva, un prieten, colegu. Un prieten vechi, ne-am certat și l-am bătut și am furat mașina. Da, nu e asta. Care numai de astea. Pentru că e ce trebuie. Și am crezut că fac schema în parcare. Bă, nu prea îmi convine ce se întâmplă. Nu găsim nimic, ha? Bă, nu știu, bă, frate, ce să zic. I-am tot găsit, dar nu prea aș lua. Adică n-ai voie să iei aceeași mașină, asta e ideea. Aceeași pe care am luat-o, bă, eu sau asta tu? Asta pare bună, din punctul meu de vedere ar trebui să fie super bună mașina asta. Așa că o iau. Bă, vezi că nu mai e mult timp. Ca idee, mai e 20 de secunde. Am găsit două, nu știu la care să mă opresc. Bă, oprește-te la una, trebuie să iau, să mă mai pe aici să văd dacă mai găsești ceva, mamă, ce trafic e. Deci ești hotărât 100%? Da, ce să și fac. Ok, bun, deci stop cronometru, haide înapoi la hartă să vedem unde este harta. Harta este exact aici, toate hărțile sunt acolo ca idee. Mamă, mi-am dat pe fix și... pe hartă, bine, mamă. Mamă, ești nebun, Pandaline. Tu ai fost primul să... Bă, nu mai contează, mă duc eu. Hai, am plecat și tu ai... ceva? Ai la fel? Da. Nu. Mamă, deci ăsta nu e noroc. Ăsta nu e norocul, bă. Aha. Aha, deci am fost inspirați amândoi. Succes, Pandaline, că... 8 și 8, te-ai dus 8, de 8. La 8. Nu, la 8! Am zis că dacă nu ating 9... Nu, am zis că dacă nu atingi 9, am zis clar. Nu. Am zis clar că dacă nu atingi 9, ai ești la 8. Ai clar că ai 8 jumate. Haide, stai niște 8. Să nu te aud. Haide să te văd. Bă, oricum pare, tu te oprești la final, gen. Bă! Aaa, trișorul, da. Trișorul! Bă, vezi că ai căzut? Hai că, nu, că m-am lovit. Vezi că anul, dacă așa. Cazi, gen, ca și cum n-ai fi sărit, n-ai avut cu ce să sari? Nu, că m-am lovit, nu e păi ok. Păi da, dacă cazi fără să te lovești, gen, ca și cum n-ai avut cu ce să sari și pa! Păi da, adică, ai luat punctul indiferent. E problema ta ce se întâmplă? Bă, tu ori ai venit cu roțile sparte, mă? A, nu, uite-mă și le-a spart iar. Reparat. Hai mă, du-te la 9, du-te la 9! Nu-mi cred! Deci nu cred! Nu cred așa ceva! Aceeași mașină! Că nici nu m-am uitat, am făcut, are pană Ferrari, uite da, se mă, vede! Are, are proțile burdușite, o despre ce vorbim! Mă, mamă, nasolul! Hai să ne dăm random aici, mă! Mașinile random aici le vreau! Deci fii atent! Fii atent! Ce mamă! Da, mă? Mamă! Bă! Bă, asta era în parcare acolo! Bă, da, bă, nu știu care e mai curios. Bună, chiar nu știu, tu o să fii prima acum, chiar te... de fapt... Dacă-s de acord. Haide, mă, hai că te invit, ești invitatul meu, te rog frumos, haide! Așa, da, mulțumesc! Haide. Deci ești invitatul meu, o să pierzi cerbul de aur ca idee, bă! 3 la 2. Ce, cumva n-ai vrut să-mi pui scorul, așa-i? Hei, dar ce s-o ai să țin scorul tău? Schemele, mă, ești scorist! N-ai auzit niciodată de termenul. Ia vezi. Bă, și-a spart roțile. Bă, dar nu e normal, tu când ai avut supercar ai fost bombă. Bă, ai atins 8-ul, atins da? Am atins 8-ul. Bă, se vede clar că ai atins 8-ul. Bă, eu aș vrea să zic că nu, dar bă, cred că da. Bă, l-ai atins, n-ai cum, deci n-ai cum așa ceva. Deci 8-ul este atins din toate punctele de vedere. Pandaline, o să vin tare, mă. Nu stau la discuții, deci eu nu discut cu nimeni, dar mai ales cu toți pandalinii. Așa că cerbul bine, de aur este la mine. Taci din gură. Taci din ați gură. Auzit, bă, au zis că nu discută cu voi. Iară, mă. Bă, nu pot să zic că te-ai lovit, oricum bă, te-ai dus. Bă, de-abia lejer. M-am atins și tu ai fost până la cât te-ai dus? La 8. N-ajungeam deci la 8 niciodată, deci am fost până la 6. 4 la 2, vezi că e bine. Și fii atent, Pandaline, de data aceasta trebuie să alegi o zonă. Pentru că tu cauți mașină pentru mine și eu pentru tine, mă. Adică cauți ce este mai rău. Ia, mă, ce zonă a ales Pandalinu? Teleport tu Pandalinu, așa am scris acolo. O să nu-i meargă. Mamă, mai pune și tu două header-uri dacă tot ești în meniu acolo. E, două vreau, mă. Păi da, mă, două, ia, mă, tot erai. Mamă, ăsta galben de taxiul meu. Bun. Ok. Deci eu trebuie să caut pentru tine. Da, deci încercăm să ne dăm cele mai proaste mașini, efectiv. Bun, 3, 2, 1, star cronometru, avem un minut la dispoziție, domnule Pandalinos. Am așa o idee, domnule Coștini. Domnule Lin. Okay. Ok. Dar n-am noroc, eu degeaba nu am prea, idee. Nu prea ai noroc? Lasă că am eu noroc, nu frate. Prea. Am eu noroc, frate, nu-i problemă. Bă, o știu drum mai bun. Ați văzut și voi ce am văzut nu eu, da? Nu te duce după betoniera, nu. De ce? Păi gata, e a mea. Iau eu. Păi e a mea, deja-s la ea aici. Că te fur din n-ai voie să furi. Nu e adevărat. Bă, nu se fură pe challenge-ul ăsta. Nu te las o ei. Deci nu se fură. Nu te las o ei. Bă, iau ce vreau. Ai înțeles? Bă, dar lasă-mă, m-am blocat. Nu bă, mai pot să merg. E vina ta?
E vina mea. Da-te-mă, Doamne ferește, dă peste mine. Vezi că n-ai timp, mai ai 20 de secunde, paletinule. Deci nu pot să cred că n-o. Bă, deci nu cred așa ceva. Îl bat cu betoniera. Mamă, bă, dar unde fi asta? Ce ai găsit? Ia, unde o mașină, nu betoniera. Ia, ia, ce mașină a găsit? De când ține nimic. Mamă, te și bate ăsta. Bă, stop, cronometru, acum 59, destul de rău pentru tine. Pandaline, te invit să iei mașina ta. Și eu să iau mașina mea. Mama, asta are numere negre, tu vezi? Bă, eu știu doar că betoniera o să lovească peretele. Bă, minus 1. Vreau să mergi primul, te rog eu frumos. Deci chiar lejer lovește peretele. Chiar vreau să mergi primul. Deci sau poate nu face pană, mai știi? Hai că nu face, vezi că schimbăm spike-urile dacă nu face. Stai cauciucuri cam, bă. Bă, ce, bă, ia vezi, ce schemele astea jur pe tine? Că nu știu ce. Deci te rog eu frumos, nu mai faci schemele. Mi-a sărit un câine în față. Da, mă, da. Bă! Bă, ce scheme de pandalin. Mi-a tras de volan automat. Bă, uite, tu să are strâmb ca să prindă mai puțină viteză. Nu, bă, nu pot să cred așa om. Așa panda. Câine de pe hartă, dacă vrei să. Așa panda, n-am văzut niciodată câini în GTA. Bă, de ce tot faci scheme de astea? Explică-mi și mie. Jur că nu știu ce se întâmplă. Bă, deci pe bune, deci mai s-a arătat. Da, Doamne, deci în momentul ăsta îmi vine să te descalific la runda asta, să-ți dau direct minus 1. Deci pe bune, deci că nu știu. Cum adică nu știi ce se întâmplă când tu trebuie să mergi doar drept? Drept. Nu reușesc aparent. Păi trebuie să ții drept, să sari drept, să ții păi drept. E ceva groapă, cred că și pierd controlul. Doamne, ferește, da, e groapă, mă. Ia, am pus frâna. Bă, eu n-am făcut pană, sincer, trebuie să schimbăm astea. Uite-l, mă. Bă, Doamne ferește. Bă, cred că știu ce se întâmplă. Știi că mașinile care aveau două roți în spate se spărgeau rata de la mijloc mai înainte? Așa. Cred că asta da, cred că aia e problema, da. Nu sunt nebun. Deci încearcă să ții controlul. Hai, gata. Deci de asta, tura asta să pune că am înțeles deci, care este oficial, situația. Oficial nu sunt nebun, ce bine. Nu, bă, nu este nebun, dar ne-am confirmat. Eu am crezut că și eu nebun, sincer. Este foarte nebun. Ei, uite aici, se duce. Da, mă, da, uite, uite, nu pot să da? Țin controlul. Bun, și acum frână nebună. Mamă. Ok, cade? Bă, dar cât se mai duce? Bă, să cam duce! Bă, 9, zi mersi, 9. Da, e la 9 clar. Zi mersi că nu te-ai dus până în perete, că dacă... Mersi că nu m-am dus până în perete. Așa, cu plăcere. Mulțumește-i peretelui că nu te-a iubit atât de mult, pandaline. Într-o secundă am crezut că am o problemă mentală de tot fac stânga din greșeală. Mamă, deci era pandalin, nu mai aveam să-i sorcea la psiholog, mă. Da. Bun, vezi că vin. Bă, ce faci, mă, ce faci, ce-a fost asta, cam, mai bine decât formula. Te cam pupichii și vezi că roțile mele s-au cam spart, nu știu cum să-ți zic. Mă, da, și ale mele nu. Deci, 5 la 2, cerbul de aur, pandaline, random. Bă, eu mi-au de aici, eu mi-au de aici. Mamă, eu parcă. Random ce-mi dă, nu de acolo. Mamă, mi-a dat motorcycle. Bă, dar vezi că asta s-ar putea să nu-i se spargă roțile la asta. La ce, mă? La asta. La motorcycle, cum să nu se spargă? La motorcycle-ul ăsta? Nu știu ce să zic, ți-ai scos schema de acolo de la roți? Nu știu cum să zic, dar mașina asta vine doar cu roți bulletproof. Adică? Nu pot să-i scot chestia aia. Ia dă-te mă să văd și eu. Hai, ia testează și ia tu chiar mă, te rog. Bă, ia dă-te că tu faci schema deci cu mine. Deci asta nu poate să facă pană, pur și simplu. Deci, opțiuni, custom. A, eu acum vă văd de ce zici nu de pană. Merge, mă. Păi da, dar eu am putut să scot aia. A, bun, deci tu poți să faci pană. Bă, cumva cred că da. Hai să te văd, mă, cum pui frână o totuși. Să cazi. Bă, tu ai fost primul cu betoniera, acum eu sunt primul cu ăsta. O să cazi, bă. 100% pe. Bă, dacă am căzut, am pierdut ca și cum n-aș fi sărit deloc, gen. Asta e ideea. Hai să vedem. Hai că iau punctul. Bă, a făcut pană. Ma... Bă, vezi mă, că... te duci perfect. Până la 4. Ieși, mă, deci până la 4 lejer. Bă, sincer, nu cred că ai vreo șansă cu junghiul. Bă, da, încearcă și tu să vii pe mijloc, că știi doar că se sparg roțile, bă, pandaline. La asta nu se sparg, mă, n-auzi. A, da, adevărat. Sau poate să spargă alea din la mijloc. Nu, că tot merge prea tare asta. Ia. Nu o să sparg, mă. N-ai cum. Peretele! Bă, ce perete, mă, șase, bă, dacă aveai roțile sparte, erai direct în perete. Dacă. Da, am pus frână mai bine, da? Nu. 6 la 2, pandaline, și cred că eu sunt acum să aleg zona. Și fii atent ce zonă o să aleg, bă. O să aleg o zonă din viața ta. Nu te-ai fi gândit la zona asta. Uite, exact aici, gata. Deci nu. Uite, eu gata, am ales zona. Gata, suntem pe linia de tren, mă. Linia de termită. Aici? Da. Da, deci chiar da. Mai pune unul, pune două dacă tot. Nu vreau, nu. Așa, bă, e pandalin de treabă, mă, n-ai să descurc, zici. Mă descurc, okay. Dar de ce pe șina de bun. Tren? 3, 2, 1, start!
De ce tocmai pe șină s-o gândit el? Pentru că se poate. Cum adică? Bă, da, eu am găsit ceva, dar nu pot să ajung până acolo. Ce-ai găsit? Da, eu m-am răsturnat. Problema mea? Eu merg un pic la risc. Cu riscul de a merge în cea mai apropiată mașină. Eu Doamne, eu pentru o secundă căutam pentru tine. Serios? Am găsit un camion, da, am găsit un camion și credeam că am făcut nebunie mare. E nebun, e nebun. Doar o rundă căutăm unul pentru altul, mă. Mamă, frate, un pic de ce nu știu ce să fac, mă. Bă, dacă nu mai găsesc altceva, o iau pe aia, dar voi știți ce caut eu, de fapt? Așa și eu. Nu, de ce cauți? Bulldozer, bă, dar fug mașinile de mine, nu pot. Serios. Eu asta caut. De-aia și-o dat pe acolo, mă. Păi ce vrem, în fiecare cu schema lui, frate? Bă, da, sincer, adevărat. Sincer, îmi permit la scorul pe care l-am să-mi asum un risc. Așa că, bă, nu mai avem timp în momentul ăsta, ai găsit ceva? Bă, eu mi-am luat, da. Da, și eu, uite, m-am urcat. Acum, practic, asta e cea mai apropiată mașină de mine. Hai să vedem ce ți-ai luat. Pantaline, du-te primul, hai. Du-te primul că eu sunt cu dumpul. Bă, iar mi-am luat bătaie, bă. Bă, nu știu ce să zic, mă, cu dumpul s-ar putea să-mi iau bătaie mare, bă. E dar greu, bă. Nu e face greu, pană, e greu, mă, și cu roțile mari și sparte. Bă, că nu, păi nu prinde viteză și nu face pană. Da, dar tu nu te duci niciodată până la 7. Capăt. 8? 8? Da, și aia adevărat. 7, mă, ciu. Am vrut să te păcălesc, să zic că e până la 8, dar n-a mers. Nu prea a mers situația. Da, bă, vin cu dumpul. Bă, frate, fiecare cu schema lui. Da, mă, trebuie să mă gândesc și la o schemă. Deci, pe ce schemă? El are, el crede că are scheme mai bune decât ale mele. Bă, da, aparent dumpul nu prinde viteză. Mă. Deci tu ai fost până la 8, da? Da. Ah, bine. Sau nu mai știu. Până la 7 ai fost pe tine. Păi am pus mașina, am înțeles. Bă, nici n-a făcut pană. Păi dumpul nu face pană, Doamne. Ba da, face. Ba nu, nu face. Ia trage, mă, roți, mă, că trebuie să facă. Bă, că dumpul nu face, sau? Bă, trebuie să facă pană, deci eu dau scris că face pană dumpul. Da, mă, nu zici rău, deci trebuie să înlocuim astea. Vezi că vin, Pantaline, dă-te la o parte! Da, și voi un subscribe. Cu 28 la oră. Bă, cu 3 la oră. Au timp să dea subscribe, să ducă, să mănânce, să dea și like până viitoare. Bă, 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 stai niște că ia uite. Fii atent că fac pană acum. Bă, sincer, normal ar trebui să fac. Ia uite-l. Da, mă, da. Bă, dar n-a făcut la toate roțile. Dar oricum m-am oprit la 0. Bă, merit 3 puncte. Ești bun, mă, dar nu ești căutat. Merit 3 puncte la faza asta. Am pus punctul, vezi să nu pui și tu. Ia, 7-2. Mamă, mă doare mâna și măseaua, bă, Pantaline. Bă, de fapt n-aș vrea să mă doară măseaua, despre ce vorbim. Random. Oh, bun. Random. Da, asta sincer nu cred că o să facă pană niciodată. Am roți bulletproof, coștinii. Cum mă să ai? Bă, iar mă? Nu, am glumit. Doamne ferește, deci stai așa. Bă, asta vreau să verific în momentul ăsta. Nu, n-am. Deci asta aparent chiar poate face pană. Eu am fost, tu ai fost primul, nu mai contează, hai, du-te, mă, du-te, că i-am vrut să avem un sens cum sărim, dar nu, mai că oricum te bat, te bat de te usuc. Să oprește în perete. În perete, te rog. Bă, dar eu numai de astea slabe, rău. Cele mai proaste mașini din lume, Leroy. Da, deci, pe cuvântul meu. Păi random, cum deci adică? Cele mai slabe mașini din lume. Păi da, și când ai ales la fel. Fii atent, da, că vin. Da, să zicem. Vin cu nebunia! Bun. Deci ar trebui să pierzi controlul cu asta. Bă, cu cealaltă n-am pierdut. Hai să vedem cu asta ce se întâmplă. Bă, n-ai cum. Bă, nici da. Nu făcut bă, a făcut, se vede, uite, se vede umflătura. Bravo. Deci se vede umflătura pe bune. Ești uite. Bun tu așa. Uite, deci cred că dacă mai merg puțin, dar nu mă că se simte, mă, uite că are pană. Uite cum face, gen, cum pleacă de pe loc. Deci e ce trebuie, mă, n-am ce să zic, sunt prea bun. Ia mă că a ales Pantalinul zonă, bă, câte scoruri vreau să știu, 8? Nu mai contează, lasă așa. 8, bă, deci vreau să văd în chat 8 la 2, ca idee, de să fie Marius. Bă, de ce mă cheamă Marius, eu nu înțeleg. Bă, trebuie să schimb numele în jocul ăsta. Bă, ăla mi-a arătat ceva. Bun, ești gata? 3, 2, 1, start! Mamă. Hai, ce faci, mă urmărești acum? Bă, încerc o schemă. Nici măcar nu am venit unde am vrut, apropo. Încerc o schemă. Am greșit zona. Ești bun, rău, pe ai greșit ăsta, zona, deci. Bă, eu o să mă uit un pic pe hartă, că vreau să... A, suntem departe de unde credeam eu că suntem. Da, o să iau altceva, că ce am vrut eu, aparent... Ce ai vrut? Ok, 9 la 2, deci dacă fac 9 la 2 în momentul ăsta, te-ai dus
Pe nu, apa? Ai jos din mașină. Deci te-ai dus pe apa duminicii, pandaline, atât îți zic. Bă, eu am luat, dacă eu nu mai vreau altceva, deci eu fix pe asta am vrut-o. Acum intru și eu în ea. Bun, deci eu fix pe asta, am vrut-o, te aștept acolo. Care șansele, mă? Bă, hai amândoi odată. Hai amândoi odată și fii atent. La următoarea rundă în care ne teleportăm, alegem, eu aleg pentru tine, tu pentru mine, dar le și tunăm. Atenție, le și tunăm. Hai, 3, 2, 1 și... Hai mă să vedem. Cred că a mea o să meargă mai bine un pic. De ce? De ce nu? Bă, a ta nu de ce prinzi viteză mult mai mare? Pentru că sunt prea bun. Bă! Faci ceva, nu există. Bă, nu, nu eu n-am făcut pană, gen. Eu chiar n-am făcut, până unde te-ai oprit? Hai bă, să eu vedem. Am făcut la 9 jumate, deci... Bă, deci la 9, și... deci ești la 9. Bun, hai să verificăm spike-urile astea, să nu fie problemă că am trecut amândoi unul... Da, o să trebuiască înlocuite. Pandaline, vin și fii atent, dacă sunt și eu tot acolo, o să mai facem o dată, să mergem amândoi odată, să vedem care are secunda aia, gen, înțelegi? Dar dacă nu ești tot acolo... Mamă... Cade. Te-ai dus. Bă, bă, exact la fel. Cam tot exact, acolo, deci te rog frumos să iei pantou și să vii tare, frate. Hai, pandaline, că eu sunt aici, ți-ai scos schema, da? Da, mă. 3, 2, 1 și... Mamă. Bravo, încică 3, 2, 1 și păi el da, deja mă, plecat, dar nu contează, cum punem frână, gen, să fim amândoi acolo pe pistă. Asta e ideea, să nu te bagi în mine. Să nu contează te bagi cum pui frână și tot cum trișezi, mamă. Automat. Nu m-am băgat în tine deloc. Bă, te-ai dus la 10-11, atinge peretele. Doamne, ferește. Bă, hai să o punem egalitate, că ne-am și bușit. E cam imposibil să nu ne bușim, de ce să te mint. Și da. Și sincer, eu mai aveam puțin și mă opream atunci când m-ai lovit, fără niciun mișto. Deci fii atent, acum la runda asta, alegem. Eu pentru tine, tu pentru mine, dar le și tunăm. Și fii atent unde mergem, că sunt nebun. Deci sunt nebun rău. Vino la mine, frate. Între timp, eu fac și mașinile, că așa mi se pare frumos. Uite. Alte mașini, alte mașini, da? Să fie clar. Așa. Ești gata, mă? Nu. Fii atent, de data asta ne dăm, nu, tot un minut. 3, 2, 1 și... Eu tot mă ce scheme. O, baba, ce faci, mă? Bă, ce faci, mă? Uite bine și pe aici. Stai că să văd ce mașină să-i dau la cârnat, mă. E, să mai intru și eu în tine, cârnatule. Așa că trebuie să-i dau mașină de aia nebună rău la cârnat. Dar nu știu ce mașină să-i dau. Tu ce mașină ai vrea să-mi dai? Bă, nu știu, mă, uiși-o ce găsesc pe aici. Am înțeles. Bă, sincer... Bă, sincer, mă risc, frate. Riscă-te, mă, tată. Dar nu m-aș risca așa. Mamă, ce-am găsit? De ce-am găsit? Mamă! Bă, sincer, mă risc. Fii mă risc. De ce? E 8 la 2, pot să mă risc. Am găsit o mașină atât de tare, cred că o să mă bazi de-o să mă rupi. Dar e prea faină, nu pot să o iau. Așa zici tu? Păi eu sunt gata, mai sunt 15 secunde dacă vrei să mai cauți. Hai acolo să te vedem, mamă, deci chiar e gata, mă. El așa a zis că e gata. Mai bătut de mai rup la asta. Ia, mă. Atâta zic. Ce, nu știu ce mașină. Dar o risc, îmi place să risc. Găsești. Ce, am văzut ceva. Ce a găsit, mă? Zenturnul gata, modificat. Da, pantaline, nu știu ce să zic. Deci fii atent că o tunez eu. Auto upgrade i-am dat, nu știu dacă s-a întâmplat ceva. Da, dar vezi să n-aibă bulletproof, da? Ei, așa, bă, clar. Vezi, verifică. Deci contează da, mult chiar avea, chiar avea. Contează mult să nu ai. Bă, asta nici nu are setări pentru roți. Deci, mă, da de, mă, bă, vezi că asta n-are setări pentru roți. Deci asta ar putea să fie bulletproof. Ai luat autobuzul cu oameni înăuntru. Păi doamne. Da, mă, păi călătorii, pandaline, călătorii. Bă, tu-ți dai seama ce mașină ți-am dat? Du-te. Bă, e problema mea. Ai fi putut să o lași așa dacă o vedeai? Da, să n-o iei? Da, ca să te bat. Eu nu. Aș fi vrut să te bară, gen. Chiar sunt curios dacă face pană. N-a făcut. Nu știu, nu cred. N-a făcut. N-a făcut, dar nici nu putem scoate. Mă. Până la 3, e clar, da? Bă, da, deci, e clar. M-ai bătut de mai uscat. Asta e ideea. M-a bătut de mai uscat, deci asta nu pune niciodată frână la 3. Bă, doar să ai bă, upgrade de la mare, nebun, la frâne. A, nu, mă, că... Uite, mă, am 180 la oră, ce? Nu pot să cred că l-am bătut. Nici nu mi s-au spart roțile și m-ai bătut. Despre ce vorbim? Stai să văd că poate iau minus. Stai așa că poate iau minus, frate, de să facem alte spike-uri. Bă, pare ne-am dat seama că spike-urile erau buguite și nici eu, nici el nu puteam face pană, așa că mai facem o dată amândoi. Dar eu o să mă duc până la perete. Eu mă duc până la perete, ce ai? Am făcut, mamă. Bă, nu mă așteptam, sincer. Am pus frână cam la fel. Deci aparent așa trebuie să joc de acum. Până la 8. Ce, cum adică așa?
Adică să iau o mașină la care nu mă aștept niciodată în viață. Adică tu te aștepți sau nu te aștepți? Că nu înțeleg. Eu credeam că mă bați de mă usuci. El și că vine... încolo... Ce să te bați să te usuci? Păi nu prinde viteză. Păi asta e ideea, mă, că ți-am zis că merg la risc. El să risca el, mă. Dar el nu știe că riscurile mele sunt mai mari. Bă, o făcut pana acum. Și tot pe acolo. Ajunge. Un pic mai greu. La 5, bă, da, 8 la 3, bă, destul de rușinos aș putea să spun pentru tine, pentru că facem schimb de mașinile random, fii atent, mă, ca să fie treaba ai bună. Ai ceva tupeu. Ia-o, mă. Ia remorca, na. Da, mă, dar păi am știat. Bă, nu mă, lași. Bă, nu asta... pot să cred, camion versus camion. Asta e mai rea decât... Nu cred, sincer. No, eu zic că pune frână mai bine aia mai lungă. Zici tu că asta bă, pune. Părerea mea nepersonală. Bă, ce împinge aici? Nu crezi. Scoate schema. Eu mă duc, frate. Eu m-am dus tare. Eu nu mai vin deloc. Eu m-am dus tare. Are două răzi pe spatea aia ta, zi sincer. Nu. Nu? Bun. Bun. Deci nu mai are scuză că pierde controlul. Mă duc. Mă tot duc. Care o să bage și... scuza asta. Bă, am făcut pană numai pe față, cred? Bă, pană am făcut. Dar nu la toate roțile. Am făcut numai la o roată, gen. Să pune sau mai fac o dată? Tu știi, nu mă bama. Păi zici și tu că ești în joc se aici. Se pune, mă, da, se pune. Zic cât era. Bă, nu mai știu, o să mai sar o dată. O să bravo, mai sar o dată că nu mai știu. Să vedem cum faci tu pană. Tu n-ai făcut deloc. Ba e da, bine. Cum? Da, bă, eu nu te văd, dar te cam dusanie. Păi zic eu că am făcut 8. Uite, perfect am bă, 8-ul, da, e destul de bine. Să locuim astea. Deci ai fost până la 8, da, eu mă duc până la 2. Ca idee cu asta. Și tu ai jucat cu cheat-uri. Bă, eu mă duc până la 2, atât ți-am zis, da? Hai. Care 2, mă? Până la 2, 1 2, gen. Dar tu la cât era? A, nu era la 8 niciodată. S-a spart acum. Sau? Oh, cred. Ba da, du-te. Nu. Bine, bă, mă, am atins 8-ul și am zis că este clar egalitate dacă suntem amândoi la același număr. Doar că la Panto am vrut să refacem pentru că erau aceleași mașini, efectiv, dar se anulează în momentul de față. Cred că Pandarino a și găsit zona, ia să vedem. Da, uite ce zona a găsit. Ai găsit-o acum, mă? Da, acum, da. Păi da, tu mereu erai, dar eu am găsit-o deja și am zis că gata, mă, frate, ești... Te mișcă, am repede, nu crezi? A, mă, unde ne-a dus pantalinul, mă? Pantalonul. Ok, 3, 2, 1 și... Am plecat, frate. Am plecat tare. Dar tu unde te duci? Ce ieșire e aia? Tu ce ieșire? Eu am schemele mele. A, am înțeles. Bă, am găsit o remorcă de camion, se pune? Da, eu am schemele mele la schemele tale, gen. Asta e ideea. Okay. Bun, perfect am putut să zic. Bun, mă, asta mă. Dacă nu mi-au bătaie, bă, eu am cam luat ce am vrut să iau, sincer. Mai stai un pic. Nu mai stau, gata, deci dacă am găsit eu, nu mai ai voie da, și tu. Chiar am luat și eu, na. Gata, nu, pe bune, chiar ai luat, ești pe bune, că mai e jumătate de minut, gen. Poți da, să aștept, sigur? Da, da. Bun, mă, hai să te văd. Să aici, sus. Ești sus deja? Nu pot să cred. Nu. Ce-o fi la mă, frate, asta e că-s curios. Betoniera, bulldozerul, escava... Dar tu mai ești curios? Bă, eu zic că tot te bat. Hai du-te, mă, hai du-te, hai să te văd. În primul rând nu face pană. Da. În al doilea rând merge cu 39 la oră în timp ce coboară. Îi scade viteza în timp ce coboară. What? 31, 30, 29, 27. Bă... Da, știi deja top speed-ul, da? Bă, 18, da? De pe alt episod. 18 are, da? Da, cred că mai bine merg mai în față, sincer. Bă, da. Dă-i până la 18 măcar. Ai 18? Prinde 18 lejer, mă. A, prinde instant 18, chiar ok. Chiar are 18, da. Ia să vedem ce face la spike-uri, se descurcă, frână. Am fost frână pe spike-uri, practic. Da. Bă, hai să vedem pe a mea. Bă, poate pun și la fel. Deci înainte de 0 ai fost. Da, așa e adevărat. Înainte de 0, da? Bă, dacă e înainte de 0, punctează și tu totuși care e mai bună să fie frumos. Ce, mă? Păi nu. Bun, deci eu prind 47. Bă, dar eu o să merg așa. Bă, dar faci pană mare? Bă, ar trebui să fac, mă, dă și eu roată mare am pe spate, tu ai văzut? Aha. Ia cum mi-am dat seama. Ce roată mare am pe spate, ia. Bă, n-a făcut, dar m-am dus până la 0, nici nu mai are sens să mă mai chinui să fac pană. A luat punct 8 la 4. Bă, vezi că mă ajungi, aproape mă bați, Pandaline. Pandaline, fii atent, ne luăm random, dar le și tunăm. Bă! Te-am distrus. Poți să mergi cu ea? Ce panda, Landa, nu că e remorcă. Nu merge? Bun. Deci îi dăm la custom, auto upgrade și după și îi scoatem poate, roțile, nu? Da? Da, cred că te-ai cam dus, mă duc eu prim acum.
Dă-te că vin. Da, subscribe! Da, subscribe repede, uite subscribe-ul cum merge pe ecran. Bă, da, asta, că frânează am viteză mare, mă. Da, am da, frânează mare. Și bine. Sau? Bă, mă, asta a frânat instant, dar nu am făcut pană. Hai că vin, Pandaline, nu mai sta la discuții. Bă, și-mi follow pe Instagram, uite aici Instagram-ul, dacă vreți. Bă, eu trebuie să punem fața mea. Să punem fața mea, mă. Dă-te că vin. Mamă! Ah, ce era să cadă, bă, la 2, da? Da, înainte deci, era la 1. Da, deci sunt la 2. La numărul 2. E, bă, tu ești numărul 2 mereu după mine. Adică eu numărul 1, tu nu mă înțelegi, mă înțelegi. Bă, da, ce pot să zic? Da, păi da, pentru mai că pățești. Bă, te duci direct în perete, minus 1 o să ai scorul. Nu cred. Toate șansele. Nu cred. Imposibil. 11. Ha. Bă, cât de puțin mai avea până la perete. Deci doar mașina de taco s-a lovit până acum de perete. Ușor. Și mașina de burger nu s-a lovit. Nu pot să cred. Bă, acum cred că eu o să caut zonă. Da, eu o să caut zonă, Pandaline. Și fii atent unde te duc. Tu m-ai dus pe aeroport. Așa că eu te voi duce. Bă, efectiv în câmp, frate. Ia. A, mersi. Deci chiar, să nu găsim chiar, bă, nimic. Stai, ce? Stai, bă, că, Doamne, văd, m-a băgat în hartă. Uite, uite aici pe drum. Gata. Ce frumos, tot ce trebuie. Hai, vino la mine ca să fie treaba ce bună. Cu mașina, dăm că și spawnerurile. Nu mă, hai, vino ca. Vino la Ader. Hai, de la Ader. Ești gata? Da. 3, 2, 1 și... Ce faci? Am fost primul, nu ai voie să furi. Bă, dar eu am fost în fața la mașină. Am fost înaintea ta. Păi unde ai fost înainte, că mașina mea e mai aproape? Am urcat în ăsta mașina înaintea mea ta. E mai aproape. M-am urcat înaintea păi, ta, mașina tractor. Mea a fost mai aproape. Nu m-ai lăsat tu să mă urc. Unde te-ai urcat, mă? Păi tu veneai să furi de la... Ce faci? Bă, da acum. Mi-ai bubuit și mașina. Aia e, te descurci. Doamne ferește. Asta e viața, au vrut să-mi fure tractorul. Unde am vrut să-i fur, că eu am pus bă, în față la tractor. Am dat F și când se urc pe scara tractorului, eu m-am pus, un pumn și eu m-am pus în față la tractor și tu ai venit să-mi furi. Da, era da. Aceeași situație ca la când ai mai dat 10 secunde. Deja coborusem. Eu am găsit mașina. Eu n-am găsit. Păi ghinion. Da, mă, da, repede să zică de mine că mamă, da, am găsit. Oricum îmi iau bătaie. Bă, o iau pe asta. Era aceeași situație ca la betonieră. Bă, da, nu stă nimeni să fur și o mașină. A, gata, am luat și eu una. Practic era cea mai apropiată. Da, oricum te bat, gen, ca idee. Păi probabil, sincer. Deci a fost la fel ca la unde ești, mă? Aici, sus, unde să fiu? M-a teleportat fix în același loc, gen. A, pe eu știu. Te grăbești. Haide, mă, du-te. Du-te cu aia. Păi ce mașină ai? Nici nu-ți arăceam. Nu vreau să-ți arăt. Dar mă bas cu asta, n-am găsit nimic. Deci nu vreau să-ți arăt. Bă, dacă eu nu pot să am tractorul, nici tu nu poți să-l ai. S-a supărat, bă, și mi-a bubuit tractorul, bă. Păi, dar ce voie este și las. Ia. Ok, a făcut pană. Vezi că nu-i rău deloc. Hai că nu-i rău. 5. Hai că nu-i rău 5. Hai că ești la 5. Ești la 5 lejer și fii atent cât mă duc eu cu asta până la 4. Ești gata? Ia, mă, era să sar pe lângă rampă. Așa. Bă, Bă, dar cum ai găsit tu mașina asta, mă? A venit la mine, efectiv, că eu n-am mai putea să plec de acolo, că nu mai aveam nimic. Bă, da, nu s-au spart roțile. Da, s-ar putea să te bat rău. Ia că vin, nu mai stau la discuții cu nimeni niciodată, mă. Ai înțeles, da? Bă, deci mai discutăm? Ce să discutăm, mă? Mi s-au spart roțile înainte. Ce bine. Da, mă, el oprește mai bine cu pană nu, decât nu, fără pană. Nu, că am pus frână mai înainte, că m-am panicat. A, stai, bravo, că nu înțeleg de ce s-au spart roțile înainte. Bă, asta e ultima, dacă se întâmplă din nou ceva, bă, îți dau ție rund dacă nu mai are rost, gen. Hai, dă-mi eu de acum, nu că... Uite, acum nu s-au mai spart dinainte, uite! E, așa, da? Nu pot să cred. Mamă! Aproape, zete, aproape. Bă, tu ai văzut-o că a oprit la 5 cu roțile normale. Cu roțile normale a oprit la 5 și cu roțile sparte la 10? Gen, păi s-a dublat, bă, s-a dublat, 9 la 5, aproape Pandaine este să mă învingă. A treia mașină o luăm acum, Pandaine, a treia mașină. Mașină, nu... Da, destul de rău. Chiar că da. 1, 2, 3. Bă, și la mine destul de cred rău. Cred că e mai rău la tine. Și la mine destul de rău, n-am ce să zic. Scoate schema și eu hai m-am să dus. Te văd. S-a dus, mă. Bă, asta e de ajunge la perete, gen, asta a ta. A ta, da. A ta. Niciodată. Băi! Nu încerca schimbe. Cam ca ce ai avut înainte. Ia, mă, ia. La perete. Direct. Ce ziceam? Mai bună. El n-a ajuns niciodată la perete. Ba da, 8. Mamă, vezi 8, că a ajuns la 9. La 9, mă! 8. Ăla era 9!
Mă, trișat tu pe mine, el deci la nou o să ajungi tu. Schemele, mă, fii atent că vin. Iar o să zică, bă, eu n-am făcut pană. Bă, sper să fac, sincer. De ce să te mint, că nu s-a mai întâmplat nimic, n-am mai plecat de aici, adică ar trebui să fie totul în regulă. Am făcut. La cât, la 8? Bă, la 7. Aha, la 7 sunt eu, bă. La 7 sunt eu, bă, pandaline. 10 la 5, talentul și respectul. Dar nu te greșiți în scorul. Mă recom... Bă, de ce ai scris 10 la 9 din greșeală? Păi cum adică? Bă, oamenii nu văd chat-ul, te rog eu frumos. 10 ai la 5, ăsta e scorul. Nu încerca să mă furi la scor. O să zi, mă. Mamă, și-a ales, sper să fi și spawnat. Iar aia ta galbenă, mă, de ce? Pentru că sunt șmecher și tu ești un îngălbenit. Dar chiar mi-o furi? Bă, încerc să mă urc în mașină și vine după tine. A, mă bucur. Ok. Stai așa să pornesc și eu hardul ghia. 3, 2, 1 și... Am plecat, frate, nici nu mai merg pe unde mergi tu, mă. Nici n-am nevoie să merg pe unde mergi tu. Păi chiar te rog să nu faci asta. Ok. Câine! Bă, taci din gură. De ce tot traficul e aproape o singură mașină? Pentru că e problema ta. Eu am găsit o grămadă de mașini. Deci eu tu ai mereu problema asta. Și când vrei să filmezi și când alea, bă, la mine în trafic e doar o mașină. Deci eu nu înțeleg ce setări ți-ai făcut la cheat-urile alea. Ba nu, că nu, acum noi. Ce setări își face el la cheat-uri? Da, treaba lui. Eu am găsit, nu mai întrebe alta. Ok, deci el zice că a găsit. Bă, pe asta am avut-o. Deci ceva ce n-am avut până acum, da? Da, mă, da. Adică ce n-am avut, gen ce căutăm noi, că dacă le-am primit random, aia e. Hai, ce faci? Bă, sincer, o să merg pe asta. Îmi pare mie așa, nu știu... Și bună și rea în același timp, mai sunt 10 secunde, deci stop la cronometru. Ești acolo, mă? Poate da, poate nu. Este sau nu este, nu înțeleg ce vrea să zică cu asta, dar... Mamă, câte avioane sunt răsturnate pe aici. Ia, mă, ce și-a luat. Vezi, da? Mamă, Bugatti-ul, buletul, hai, mă. Nu, de fapt este Eder-ul. Eder-ul Infernus-ul, de fapt. Vine tare. Panda tare. Dar panda moale. Aha. Hai, cu 10. Mă distrugi. La 9, eu am așa ceva pentru 9, mereu la 9. La 9 lejer te-ai dus, adică fără niciun dubiu, fără nicio șustă, pandaile. De fapt, avem un dubiu, sincer. Bă, ce-i mă cu aia? Nici nu coboară. Am câștigat, m-am oprit aici. Am câștigat. Bă, asta ar trebui să fie gen bună. Gen? Să frâneze bine. Bă... Sau spar roțile. Da, aha, chiar da. Frânează în perete, cred. Oleu. Nu. Bine, 9. Măcar n-a luat el punctul. Măcar n-a luat el. Deci este 10-5 în continuare. Și acum facem schimb. Nu, fii atent, pui 3 mașini și facem schimb de ele. Gen 3 mașini rămân, facem schimb de ele și facem 3 runde cu mașinile alea, ca să fie treaba bună. Bine, ia. Mă. Așa. Doi. Bă, mă, supercarul, aș un camion. Bun. Deci ales mașinile mele și acum no. Ia, 1. Asta nu se pune. Bun. 2 3. Bun. Bă, două mașini și un camion. Bă, nu știu, dar ăla nu-i prea bun, un camion. Cred. Așa, și acum play în ce ordine vrei tu, sincer, că în să fie asta vreau, să fie mă. Treaba bună. Eu vreau pe asta prima, că pare bravo. pare cea mai ca lumea, cea mai mișto din univers, cea mai mașină adevărată. Ok, dacă ți-ai scos schema, poți să te duci, frate. Du-te tare. Bravo. Bravo, felicitări, pandarine, uite, te-ai oprit înainte să ajungi la start, gen. Bă, când trebuia să facem și pe asta, nu? Bă, am făcut-o și eu, dar nu filmam. A, serios? Da, nu m-ai văzut? Ce câine. Haide. Mamă, dar am impresia că se duce până la peret. Bă, nu cred că am făcut pană. Ai făcut? Da, și s-a dus până la 7 fără pană. A, n-ai făcut? Bă, n-am făcut pană. A, făcut schemă, bă. Pandarine, mă duc, nu mai stau la discuții. Bă, sper să n-am deja pană. Dar nu pare să aibă, nu știu. Acum de unde să ai deja pană? Mamă, dar ce mă duc, bă? Mă duc de tare, bă. De când se spawnează mașine fii cu atent, pană? Fii atent. Aha. De ce m-ai bubuit? De ce? Deci mi se... mi se pare prea amuzant. Tu realizezi că eu în momentul ăsta luam minus 1 dacă... Când refaci, cum adică? Ce să refac? Păi gata, am căzut de pe hartă! Cum adică? Hai că nu ți-o căzut mașina. Păi dar cum adică? Ai făcut scheme cu mine? Ia vină mă tu da. Să te văd, că dacă lovești tu peretele, poate nu mai. Bă, ce scheme are pe el. Bă. Am pregătit bomba aia de dinainte, n-am dat-o de acum. De-acu 3 zile o are pusă, cred. Da, așteptam momentul. Am pus-o acolo de săptămână, mă ține. Ia. Asta se dusese la 7 fără pană.
Bă, ce e în neregulă cu unele mașini? La 11, mă, la 11. Să vii să-mi pui mașina aia, că eu nu știu cum se numește, paletinule. Bă, dacă vă uitați aici, mașinile n-au dispărut, efectiv sunt jos căzute, dar nu asta e o problemă. Nu le mai aduce înapoi, că n-are rost să le aduci, că iau, o să... Pe-a mea, mi-o pregătesc deja. A, da, adevărat, poți să o pregătești. Bun, și eu mă duc tare, mă. Te duci, mă, la tare. Perete sau sal? Ia, nu cred. Sper cum să ar fi nu. Să-i dau iară bombă? Nu, no, deci dacă îmi dai iară bombă, am câștigat runda. Da. 10. Tu ai fost la 11, da? Da. Eu-s la 10, te pup. 11 la 5. Frumos, bă, frumos. Bă, cine e bun și se respectă? E Coștini, nu-i paletă. Bun, asta albă era de-a mea. Zici, mă. Mașina hai, albă era mea. E o mașină albă aici. Sau asta verde. Nu, asta cu roțile dubioase era. Asta cu roțile astea, așa. Bun. Dacă ești gata, poți să te duci, frate. Hai, mamă, să te și văd. După aia mai avem câte un camion fiecare. Bă, da, camioanele, cred că camion frânează mai bine, sincer, da, este. Probabil, sigur. Păi te bat la runda asta lejer, mă. Asta cred că lovește peretele. Asta lovește trei pereți, asta trece pe perete, cred. E prea rapidă. Ia. Trece pe perete lejer asta. Bă, nu trece. Nu pot să cred. Au oprit mai bine decât tot. Da, foarte dubios, sincer. Bă, sincer, nu prea-mi convine ce s-a întâmplat, dar... Vin eu acum tare. Eu zic că te oprești. Vin eu acum tare. Mă, fii atent, am timp oare să scot alea? Da, lejer. Ia. Ia, gata, hai, am scos. Frână! Aha. Opa. Tot nouă, sigur că bă, da, dar nu s-au rulat punctele și runda asta ultima o facem doar așa de fan, pentru că oricum te-am distrus pe felie. Da, asta mă, e clar. Da. Bă, ăsta e camionul meu, ăsta mare și roșu și a frumos. Bă, problema ta. Faci ce vrei cu el, îl iei, la alea aia să vedem, custom, frumos, wheels, am scos astea să nu-mi iau discuții. Da, camionul meu, hai amândoi odată, mă, de eu o să pierd controlul, atâta zic. Păi și eu. O să pierd controlul că... A, tu ai roată pe spate. Da. Pe mijloc, practic. Da. Mamă. E rău la mine. Du-te tare. Uite, bine. Mamă. Bă, mă împins de pe drum. Bă, da, nasol moment. Da, fii atent, eu m-am oprit. Nu m-am oprit, gen, încă merg. Încă m-am oprit la 11. Hai să te văd pe tine singur cum vii. Bă, deci m-am oprit la 11. Lejer, eu cred că dacă nu mă atingeam de tine, mă dă de direct în perete. Păi poate, sincer. Sunt șanse, dar nu m-ai schimbat cu nimic, e 11 la 5, despre ce vorbim? V-am schimbat, măcar, bă, măcar pe tot episodul tu ai luat minus, eu n-am luat. Bă, adevărat atât. Și asta, eu am avut ghinionul suprem, sincer mă așteptam ca mai multe mașini să ajungă la... Bă, și mai au și un punct de final, e corect. Bă, da, era imposibil să nu iei punctul. Bă, cam asta a fost episodul, dați un like dacă v-a plăcut și pe la data viitoare. V-am papătă și v-am salutat, v-am plăcut și pa. Ia uite-l, bă, ce face, bubuie tot.